fost prezentate oricare probe că omul condamnat, a fost la etapă, la etapare de cercetări. A fost la etapare. Și ei prezintă secția specială. Da, da, da. Și prezintă acte că el a fost la etapare. Și domnul vice-director al departamentului Bârcă, care în complice cu dânsul, odată și ești răspuns că el a fost la etapare. Dar el la etapare, dar și el nu a fost. Asta e fals de acte, dar nu se ocupă de asta. Nici procuratura, cu micul nu trebuie să lucrurile. Apropo, ce cu plângerea, adică cu cererea colegului tău, ce ține de că renunțe la cerere, că n-a fost maltratat, nu de ajunsești și cum se examinează? Acolo e un caz banal. Eu am depus o plângere către procuratură pe privința amenințării care au avut loc, pe privința dumneavoastră. Am depus o plângere în procuratură. Procuratura s-au sesizat pe faptul că, da, pentru a nicitoși cazul, da, a trămas cazul respectiv la tărăclie. Dar ce are comun, poți să ne explici o faptă ce a avut locul în pagina 13, adică jurisdicția centru cu tărăclie. Competența operatorii militari, dar nu totuși nu înțeleg în tărăclie și ce răspuns este acolo? I-a fost respins cea respectivă, adică ordonanța de începere în urmărire de la a fost emisă. Pe motiv? Pe motiv că nu s-a adeverit faptul respectiv. Nu s-a adeverit. Da. Când sunt clar fații ei de la Mulțel, am și numere de telefoane care au fost, adică convorbirea colaboratorului P5, administrația P5 cu condamnatul că nu primit indicații ce scrie persoana. Ce fac partea avocația voastră? Poftim? Avocația voastră, ce fac? Nu știu că acum se vede ca să... Pe cazul da, da, doamna Molășacu a depus deja contestații în privința ordonanței. Eu, iarăși, am depus, când i-a venit un răspuns că e trămas la tărăclie, am depus o contestație în privința la faptul că a fost trămas la tărăclie pe amenințarea respectivă. Dar haos, uitați ce facem omul ăla și să mai vorbim. Trebuie să așteptăm. Am venit să-ți spionez puțin. Dar dacă nu faci treabă bună, nu vrei să mă muști. Ai spus ceva de... Nu mă auzi.